Odată cu clădirile de locuințe și cu miile de vieți pierdute și istoria s-a făcut una cu pământul. Seismul puternic a doborât cupola celei mai vechi moschei din Turcia, era făcută în anul 638. Zeci de lăcașe de cult în care oamenii își găseau liniștea prin rugăciune au fost înruite parțial sau total, de parcă ar fi fost castele de nisip. Au fost afectate situri de patrimoniu UNESCO, ce au rezistat secole de-a rândul, iar linia de final nu a fost trasă încă. Va mai dura până când experții vor putea spune cât de grave sunt pagubele în locuri ce sunt răscrucea unei mare părți a istoriei antice a umanității.